Ceea ce v-am spus, ANRB e împuternicit să ceară date de consumuri energetice de la furnizorii de energie de pe teritoriul acelei autorități locale. Problema importantă de aici și cea mai dificilă de tratat este pe partea de transport. Pentru că și la transport, în partea de energie energetică, transportul pe transport public ar fi ușor, că luăm de la operatorul de transport consumul de carburant, tradus în energie, după aia impact pe mediu. Însă, și aici impactul major este al consumului din zona privată, autoturisme personale, zona de transport comercial și așa mai departe. Este extrem de greu în România, dar nu numai și în Europa, să fie oarecum evaluat, nu? Măsurat acest consum pe teritoriul urban. Avem probleme și cu accesul de informații date de la autoritățile publice locale, pentru că ele nu își urmăresc consecvent acum de extrem de puțin facturile pe care le primesc de la furnizorii de energie și atunci nu pot să își încapce platforma aceasta observatorului cu date de consum propriu. Mă refer la cutii, servicii, inclusiv să zic consum de apă, de energie electrică pe iluminat sau mai știu ce. De remarcat că autoritățile locale vor primi la cerere în mod gratuit aceste rapoarte anuale pentru consumurile proprii, dar și pe consumurile la nivelul teritorial al respectivei localități. Mai departe. De funcționare a observatorului, practic de la legăturile, vedeți, foarte diversificate pe care o municipalitate trebuie să le stabilească cu furnizorii de date energetice, pe transport, pe electric, pe gaz natural, energie termică, acolo unde mai există foarte multe, se încearcă să se interpună ca platformă de preluare, prelucrare și livrare de rapoarte acest observator. Mai departe. Noi sprijinim și asta a fost o idee ca în România să poată accesa autoritățile locale implicate în aceste schimburi și direct sunt niște platforme informatice, de pildă în zona noastră, în regiunea centru și electrică, dar și EON, pentru consumurile proprii pot intra pe platforme online și să-și vadă în fiecare lună consumurile, facturile și atunci să urmărească în timp real consumurile pe aceste două, măcar importante, domenii de consum. Ajutorul pe care îl oferim, prin rapoarte, în special, v-am spus, în formatele de raportare, acele inventare de emisii și mai ales de consumuri energetice, cerute prin planurile de acțiune din cadrul Convenției Primare. Dar încercăm să adaptăm acum și la programele acestea de eficiență cerute prin legea eficienței energetice de anul trecut. Ce acoperire avem cu autorități publice? Toate cele 12 semnatare din județul Alba a Convenției Primarilor, sunt 5 orașe și 7 comune, au semnat aceste acorduri cu noi, sunt în curs de încărcare a datelor lor specifice, pentru că pe lângă consumul inițial ele introduc și date prin care noi avem portretul locurilor de consum, tipuri de clădiri, cu date de starea acestor clădiri, ca putem să facem și analize mai specifice, să îi ajutăm după aia la planificarea acțiunilor. Mai departe, vreau. Am reușit să facem și 4 acorduri de colaborare cu furnizori de energie electrică de la noi, Direcția de Statistică și ei ne dau anumite date specifice, Agenția de Mediu și cu Societatea de Transport Public al Maiurea, care acoperă o zonă mai mare. Și e pe rol realizarea unui acord cu EON Distribuția România. Ceea ce vă spuneam, un instrument pe care îl furnizează acest observator pentru sprijinul consumatorilor casnici, ca ei, intrând în mod benevol pe platforma dedicată, pe zona dedicată lor și înregistrați anumite lunare, anumite date de consum, în special pe electric, pe gaz natural, dacă au și centrale pe lemne, cele de pe lemne,
inclusiv cu consumul de apă, inclusiv cu transportul pe care îl au, deci cât carburant consumă pe an, ca să putem și acolo să le facem un portret, să le încadrăm în o anumită clasă de consum, ca și consumator casnic, și mai ales să putem să le furnizăm și anumite informații despre ce ar putea să facă